Bun, salutare băieți și bine ați revenit la un nou episod de World of Tanks pentru români. Eu sunt Restar și de data asta sunt pe contul meu mijlociu, să-i spunem așa. Da, în legătură cu giveaway-ul voi face o prezentare a contului pe care îl voi da. Este un cont... dar... M-am gândit celor care nu au un cont de World of Tanks să vi-l dau. Are tier 10-le deblocat, ISA 7-le, dar nu este cumpărat. O să-i fac o prezentare mai amănunțită și o să discutăm acolo cerințele și cum procedăm. Bun, sunt pe notul mijlociu. Am ceva tancuri deblocate aici. O să dau prima oară cu cruiser. O să vedem pe parcurs cum ce o să dau. Bun. M-am gândit să mai joc și pe contul ăsta, deoarece n-am mai jucat de mult pe el. Am ceva consumabile, ceva... cum să spun astea... Chestii de-astea de ți le dau ei premium... îmi place unele cerințe. Da. Vom juca cu Cruiser 2. Acum nu știu dacă... Mă va băga în tier 2 sau tier 3, habar n-am. Să vedem pe parcurs, dar durează cam mult. Ah, gata. Bun, tier 2. Himmelsdorf. Este bine. Dacă e luptă standard, eu nu o să mă duc sus. Bineînțeles, dacă nu o să cine nimeni, trebuie să o fac eu. Că bineînțeles. Da, este bună poziția. În partea sus a hărții, să-i spunem așa. Cred că o să mă duc pe banană, să vedem cine să ce sau câți berg pe banană. Haide-mă. Da. Este stoc, n-am nimic pe el, bine, este tier 2. Uite, aici urăsc eu cel mai mult, când toți retardații ăștia abar n-au să meargă. Sper să revin și mâine cu un clip. Not. Astăzi o să fac și prezentarea contului pe care îl voi da la giveaway. Bineînțeles, o să văd dacă o să mai am timp după ce termin această filmare, o să o fac și pe aceea. O să mă opresc acolo, aici, la mobila asta de pământ. Aici. Scuzați. Hai, mă, nimic. Sunt pisătur că n-am scutat nimic pe aici. Acum. Bun, încărcăm. 18 secunde. A, bineînțeles, este auto-tune și de aia încărcă atât de greu. Bun, am murit, pot să avansez. Sper să nu mai fi niciunul pe acolo. Dacă aș putea să le cad celor de pe deal în spate, ar fi grozav. Trec foarte repede să nu mă observe ăștia și... Hai să vedem dacă ne putem lua de artilerie. Lor. Hai băi, urc. S-ar putea să fie pe aici artileria sau un K1. Trebuie să plec foarte repede de aici. O
O să-l aștept pe ăla aici, aștept mai mult ca sigur o să vină după mine, sau? Ne putem salva sau murim. Aaa, bineînțeles că m-am răsturnat, frate. Bun, a fost greșeala mea că m-am răsturnat acolo. Și nu cred că mai mă pot redresa de aici. E de prost să vii să te răsturni. Da, asta tot aștepta. În fine. Hai să trecem la o luptă, la nouă luptă, vedem cu ce... ce am aici, Stuart. Hai să dăm cu KV85. Da, mai am foarte mult până iau tunul acela de 100 mm. Nu vă recomand să luați tunul de 122 pentru că nu este... foarte bun, să zicem așa, pe el, deoarece încarcă la 15 secunde și este cam imprecis, deci nu vă recomand să luați tunul. Sau dacă ar fi bine să luați, deoarece pe IS o să aveți direct tunul de 122. Deci, cred că este necesar de a cerceta acel tun de 122. Dar nu vă recomand să-l folosiți decât îl cercetați și îl lăsați acolo. Bun, dacă vreți damage de 400 pe shot, îl recomand, dar așa este mult mai bun tunul de 100 mm. Mă voi duce în oraș. Văd că au destul de multe tankuri periculoase. KV1S, nu știu dacă e de KV85, mi-a spun KV1S, deoarece sunt obișnuit cu vechiul KV1S. În fine, KV85-ul nu știu dacă este bun de păstrat în garaj ca un tank de tier 6 pentru Stronghold. Sau nici nu știu dacă se mai dă la Stronghold cu tier 6. Dar dacă vreți să aveți un tier, un heavy tier 6 decent, să zicem așa, îl puteți păstra în garaj. O să trec să am cover lângă acest deal, deoarece am mult ca sigur Hellcat-urile alea, dacă sunt și în pluton, este foarte grav, da? S-ar putea să vină pe partea asta. Acum rămâne de văzut. Ce tank este? Ah, e Tiger-ul versiunea japoneză. Da, un Tiger, un tier 7 la tier 6. Cred că e bun, dar nu poți să-i pui tunul mare de pe Tiger. Nu cum arată fain. Nu știu dacă s-ar merita să-l iei, nu știu. Ce e în oraș? Că nu scota nimic. Deci bineînțeles că ne-a murit Panzer SFL. Hai, ura ta. Bun. Bravo, Tiger. Pe unde să mă duc? Hai să mă duc pe partea asta pe aici să văd dacă pot da ceva și am și un pic de cover în același timp. Ăsta n-are deloc armură. Rar să-i un bounce două. T-34. Am că sigur ceva în partea asta aici. Deci când treceți o stradă așa, să țineți mai mult urela îndreptată spre acea zonă, deoarece mai mult ca sigur este posibil să vă tragă în turelă. Și bineînțeles că faci bounce. Oh, cam foarte multe tankuri. Bun, am penetrat, dar cei din echipa mea văd că... ba da. 85.
Mai că a fost prins bine de cei din echipa mea. Trag în el. Ai încă un shot în acel T-34, văd că este stoc. Mi-am dat și șenilă. Hai, tu. Trebuie să scap de sete VZ-ul ăla. Dă-i T-150 aici. Este cam urât. Bogule, te văd. Hai totul să mergi cu lateralul. Trebuie să ajut neapărat Tiger-ul. Și am un tank în spate. Bun, s-a dus. Hai, șenilă, repară-te. ...1400 damage este ceva, dar nu foarte mult. Nu mai apuc să dau în artilerii. Dar victorie, asta e tot ce contează, victoria. Tiger-ul s-a jucat foarte bine, adică HT9-4. Adică scuzați. Da, Tiger, îi spun. În fin. Să vedem ce am făcut. 20.000. Bun. Hai să dăm cu M3. Hai să facem Duga măcar cu ăsta. User. Cât îmi trebuie pentru cel de tier 3. Să pot debloca tunul. Hai să-l și cumpăr că este mai bun ca asta. Da, o să costesc pe asta de tier 3. Și mai trebuie destul de experiență ca să pot debloca și Cruiser 4 sau Crusader. Haide. Să-i dăm o luptă. Sper să nu mă bage în tier 3 sau tier 4. Nu știu dacă pot face ceva cu asta. Tier 2. Bun, harta asta este foarte, foarte, foarte simpatică. Această hartă! Dacă știi ce să faci pe această hartă, poți face să scoți meciuri foarte, foarte bune. Deci sunt din partea asta, mă voi duce pe linia 1-2. Voi sta acolo un pic în cover, la acea mobilă de pământ și... De acolo... Încerc să fac ceva. Da, și cam asta o să vedeți zilele astea pe acest canal, doar jocuri la tier mici, deoarece pe acel cont n-am niciun chef să joc. Mai bine joc să fac grind pe ăsta decât să mă enervez pe acel cont. Asta e, băieți, dacă vrea să vedeți jocuri la tier 8, asta e. Dă-te-mă puțin, scuze. Băi, sus. N-are rost să stau aici, n-are deloc rost să stau de unde ce... Băi, frate, dar vă găsiți toți să treceți, mă, mâncava și gura. În fin. Mai ca-n da bounce. Ce să fac cu tot de aici? Aia a fost cam un lucky shot. Ești retardat. Cum mai penetram? Da, și bineînțeles că tu mă vezi. Nu are rost să stau aici. Nu e bună deloc poziția. Tankul ăsta al meu n-are nici pic de armură.
E cam foarte rigid, nu prea ia curbele deloc bine, când vedeți și voi că nu virează deloc. Da, bineînțeles că m-a lovit. În fin. Tier 3. Nu prea am răbdare, cum știți, la tier 3. Mai erau și retardația care... Când vreau eu să întorc, atunci se găseau să treacă și... Bun, hai cu stewardul. Deoarece vreau să ajung la T34. Și de acolo pe... T59-16. Hai. Oricum, întreabă-mă, e foarte, foarte multă experiență pentru a debloca T34. Chinezesc. Pe linia lui 2, 1, după cum bine știți. Și spot. Sau nu, mă duc pe mijloc. Da, mă voi duce pe F. 4, F5. Ce să fac spot sau... Permite aviație plus provoace cel puțin... Provoace downel din două vehicule, da. Poate. Bun. Acest toard... Asta merită și păstrat. Băi frate, dar toți vă găsiți, mă, să treceți prin fața mea, dați-vă... Da, nu spuneam, acest toard, părerea mea... Uitați-vă și voi ce retardat. Nu spunem, acest toard merită păstrat. În garaj, ca un tank de distracție. Este rapid, este amuzant. De jucat cu el. Da, bă, bine, tu mă vezi. Este amăt. Să-mi vindec neapărat comandantul, deoarece am nevoie de vision. Haide. Da, n-a fost să fie. Dar și ne vârtim pe aici ca un titirez. Încercăm să facem ceva. Taci, nu trage. Să vedem. Nimic. Ne dă înapoi. Nu trage în tine, măi? Nu? Și dacă... Cum ai ajuns aici, mă? Bineînțeles că-l ratezi! Bun, am făcut 518 spotting damage. Acel STRV e acolo, să vedem dacă îl pot vedea sau... Unde după pe doi. Da, bineînțeles, e ăla acolo. Bun, a crăpat. Se țin sub observație măcar pe ăștia, ca să poată echipa mea să dea în ei. La mai mult ca sigur va veni să dea în mine. Hai, repede, trecem partea asta, fără să... Bun. A ieșit decent. Sper să nu mor acum pe finalul meciului. Hai să mergem înainte. Acum ce-o fi?
Sper să nu mă vadă acel TD-ul. Sau decât un BT-7 cât că aici. Nu mai dorm mai copaci. Cred că a plecat în zona asta. Asta nu știu unde să uita. Hai să vedem dacă mai putem da în cineva. Bun. Ăla l-am furat mai mult. Da. Și victorie. Un match decent, să zicem așa. Să fi luat misiunea. Da. Înzătă cu onoruri. Da, neîndeplinit. Nu știu de ce. În fine. De ce loc am fost? Pe locul 3. Următorul tot user Mach 3 ăsta. Deoarece vreau să scap o dată de el. Ajung măcar la tier 4 azi. Zicem așa. Dacă aș putea să iau dublă, ar fi grozav, deci din prima aș putea debuca. Dar trebuie să fac ceva în meci, nu să mor din prima ca un idiot cu el. Haide. Haide, am zis. Așa. Mai merge în oraș. Deoarece pe linia lui 0-9... Mi-e cam frică să mă duc cu ăsta, deoarece... nu prea e grozav. Bine, mă, că ești tu deștept. Hai. Voi da greu întorci. Băi, da, greu întorci. Mă enervează acest tank, deoarece încarce foarte, foarte, foarte... foarte greu. Bă, dacă pot sta un pic aici, dacă văd ceva... Tu, dă-te-n mă, da. Am tras în spatele lui. Bounce! Ura tam, pizda, măti. Bun. Văd că aici sunt cam mari probleme. Hai să încercăm să-i ajutăm cu cei de aici. Ah, tu-s gura, măti. Ura ta. Da, și bineînțeles că a tras și unul din echipa mea, mine, cred. În fine, mă enervează când morima. Bine, nici nu știu să joc cu căcatul ăsta de tank. Cu ce, cu ce, cu ce, cu ce? Hai cu 85. Să-i fac măcar dubla. Tier 4, da, ținând cont că este tankul stock, cam greu, cam greu să-i spunem așa, cam greu. Harta Swamp e cam dificilă pentru mine, nu prea-mi place. Unde să mă fiu cu TD-ul ăsta? Să mă duc în partea asta, pe linia lui 9. Mai pe scurt pe linia lui 0, deci am muntele ăla acolo, am un cover. Și pot măcar să mă ascund dacă
Se întâmplă probleme, să le spunem așa. Dar până merge ăsta, mor de bătrânețe. Oi, mă! Mai cu talent, că se poate. Vreau să ajung la pe linia de TD-uri la ISU 152 cât mai repede. Sau SU-152. Este fantastic pentru trolling. Pentru tunul acela de 152. Când ai 800 damage, când ai 50. Le spunem așa. Prefer pe acel tun să trag mai mult cu heuri. Deoarece dacă prinzi laterala la un tank, cam îl sești de viață și de module. Tu. Știu că aici mă poate vedea artileria, dar... Da, 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 bine, bine, bine. Da, bine, bine. Hai grasul deodată treci în cover. Mă moară ăștia până ajungi tu. Mai arăt și nașpa pe deasupra. Un imediat o armore, că m-a lovit în partea asta. Nu pot să știu asta. Ar fi trebuit să-mi dea armore, deoarece, cum vedeți, aici sunt proiectilele. Ar fi trebuit să-mi dea armore, că acum nu știu cum funcționează această mecanică sublimă implementată de cei de la Wargaming. Hai mai. La un show de moarte, eu să ies și voi muri. Haideți, măi. Și sunt și singur aici. Am acest luci. Cum îi spune? Repede, repede, repede. Da, până mă dă înapoi, am murit. Da, în fin. Așa sunt toate meciurile la tier B când joc eu. Nu fac nimic și mor. Prima, din a doua. Nu așa. Și cred că asta a fost pentru azi, sau? Cât mai trebuie. Ai, frate, eu nu vreau asta, dă-i pe el. 566. Nu știu dacă îl mai... Eu acum, hai să mă jucăm cu ceva distractiv. Cum am ceva distractiv pe aici. Hai să jucăm cu L60. N-am trus. Nu! Mă enervează că nu s-a atent și dau click ai vrea. Hai repede o luptă și să închidem și noi aici episodul. Tier trick. Repede în oraș, spot, ce pot să fac spot și gata, deoarece mă grăbesc, am puțină treabă. Îmi pare rău că este atât de scurt acest episod, sper să mă revanșez mâine. Poate mâine, nu promit nimic, voi juca la tier mai mare. Deci veți putea vedea un joc mai liniștit, mai calculat din partea mea. Deoarece când sunt la tierul ăsta sau pe contul ăsta, nu prea, sau pe contul celălalt cu Restart, Underline, Restart 19, Underline, 96, sunt mai multe distracții pe aceste două conturi. Dacă este mâine, veți vedea un gameplay mai bun, partea mea, nu doar failuri și... În fine, rămâne de văzut ce voi face cu mine. Să ne concentrăm pe meciul nostru.
cu L60-ul, nu te răsturna, mersi. Da. Cum am mai spus-o și o să mai spun, acesta în care arată foarte șmecher. Arată foarte frumos așa. Și trebuie să mă duc și pe linia suedeză la petancurii medii, deoarece pe acest punct nu sunt băgat pe ea. Să ne strecurăm și noi ușor printre ei. Să vedem ce vedem. Gata, s-a destul. Este timpul să plecăm. Ceva acolo, nu? Ce este asta atât de mare? Mi-mi place așa. Nu știu dacă e bine pe partea asta, deoarece sunt ei acolo. Hai să facem frumos. Să mergem pe partea asta. Cruiser 2. Să atrage în asta. Să încercăm. Hai frate pe el, de ce stai? Ce? Hai frate, dă-i! Da, până vii tu! În fine, măcar am asta la distrugerea lui. Lasă și să vă arăt ce am dezvoltat eu pe cont. La englezi azi am început, la nemți nimic. Va urma să iau shop-ul. Americanii vreau să mă duc pe linia de heavy-uri. La francezi nada. La englezi v-am mai arătat odată. La chinezii vreau să mă duc prima oară pe această linie de scouturi. Bun, și dacă am timp voi de încerca să deblochez și asta. Acum rămâne pe viitor la japonezi, nici nu vreau să mă duc la ei. Aici, m-ar tenta de câte 3400. Și aici o să mă bag și pe linia de medii-uri, heavy-uri. Bine, tankuri medii până la tier 7. După aceea urmează tankurile heavy. Dosarul de serviciu, 51 la 420 de bătălini. Ne, banal. Bun băieți, și cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept un like, un dislike, un comment, subscribe. Și până data viitoare, restul vă salută, numai bine, ciao, ciao!